Gata. Suntem în direct. Practic, bună seara. Mă bucur că sunteți alături de noi ca de fiecare dată. Suntem recunoscători pentru ratingul fenomenal. Iată, aseară am bătut chiar și emisiunea despre alunițele la iepurii de câmp de pe Arbust TV. Alături de mine, Bordea, băiatul care n-ar fi... Deci el, nici dacă era... anchetat de securitate, practic, n-ar fi spus nimic. Și Ana Maria Mocanu, Andreea Podărescu, care e veșnic la noi, și Serghei Mizir. Serghei. Nu uitați, intrați pe mielul cu o rană, cu o nară, să dați ce aveți de dat și să luați ce mai e. Bun, Ana Maria Mocanu, ce ai mai făcut? Normal. Nu, da, nu, în general, așa, ce ai mai făcut? Zic normal că încep cu mine, știi? Ce să fac? Cu fetele, cu... saune, cumpărături astea. Da, și o muncă, ceva? Hai să mai vedem și ceilalți invitați. Știi ce zic? Știi ce te-ai fixat pe mine? Andreea Podărescu, ce... tu ai tot venit la noi în, nu? În emisiune? Ce s-a întâmplat? Ce vreau eu să spun... un lucru pe care lumea nu-l știe. Deci, copilul meu este minunea vieții mele și tatăl copilului meu este greșeala vieții mele. Deci ai tot zis asta, practic, în 17 emisiuni, 35 de ore de emisie, numai asta ai zis. M-a altceva. Sunat cu număr ascuns. Da, știm, altceva. Am 37 la picior. Știm. Eu la grădiniță. Ai mușcat un coleg la grădiniță, da, altceva. Le trec unii fetele astea, dar le aruncă până în bății de casă și le vin la tine de viziune ca să nu dăm apodele. Hai, Serghei, hai că nu mai vorbi așa. Vrei să te îmbrățișez? Ia să nu mă îmbrățișea, că m-a îmbrățișat asta și nu mai am niciun ban. Să ne apucăm să nu uităm de ce am venit. De treabă, ce faceți azi? Ana, hai, încep tu, că ai vrut să faci ceva, nu știu despre ce e vorba, dacă vrei să încerci. Rost. Dragă Dane, când începe emisiunea ta, chiar și mie îmi vine să mă apuc de citit. Și acum mă refer la Dan Bittman. Maga, care nu e aici. Da, e la o ședință de hipnoză prin care să îi se reamintească ce cunoscut era cândva. Ca patos. Ai fost jurnalist, ai făcut matinal, ai demonstrat că poți face televiziune la un nivel ridicat. Ce dracu s-a întâmplat între timp? Bordea, Cătălin, îți aduce aminte de momentele în care oamenii ascultau glumele tale și râdeau? Da, nici eu. Serghei, cândva putea să mă uit la tine și să mănânc în același timp. Andreea, te-am văzut la Capatos în 17 emisiuni și jur că tot nu știu cine e și de ce te cheamă. Așa că tu n-ai niciun rost. Da, Serghei, da, tu mai mult... Eu da. Hai să... Eu urmă. O secundă, mai ține-te puțin, că avem zi.
Bordea, te-am văzut în serialul Fete cu lipici. Aveai păr, aveai puțină burtică, în privința talentului a rămas constant. Nici atunci n-aveai. Andreea Prodănescu, ești atât de sexy ca anvelopele mele de iarnă. Dacă aș fi eu ultimul bărbat de pe pământ și tu ultima femeie, ar dispărea omenirea. Dar te-a lăsat ultimul că așa ești tu, ca să fii în programul tău normal. Da. Hai că ai fost... Arăți ca de parcă ar fi vrut un pictor orb să-l deseneze pe Vin Diesel. Dan Dinman, că tot nu ești aici. Un bărbat talentat, frumos, din totdeauna. Chiar și acum la 60 de ani ești așa... 70. Plin de viață. Așa zic prietenii tăi ori de câte ori clipești. Te fac numai așa ca să-și dea seama că ești încă viu. Serghei Mizil, care azi e mai mult Mizil decât Serghei. Andreea... Sunt invitată permanent la Extra Night Show. Pe vremuri asta se întâmpla cu Ana Zăvoranu. Ca să vedeți și voi în ce hal a ajuns și emisiunea asta. Eu credeam că Serghei Mizil a murit. Și la ce miros vine dinspre el, acum nu mai sunt sigură. Dane, de câte ori vin în emisiunea ta, tu adormi și te scoli la final. Lucru pe care femeile ți le-au spus într-o ordine greșită. Întâi te scoli și apoi adormi. Da, și Bordea este actor. A terminat actoria. Definitiv. Ce a făcut el cu actoria nu a reușit nici Ceaușescu cu bisericile. Și da, tatăl copilului meu este greșeala vieții mele. Nu știu dacă am mai spus asta. Mi-ar fi plăcut și mie să întâlnesc un bărbat ca Dan Bitman. Stai până la capăt. Bătrân și cu bani. Da, da. Este... E luat. Da. Cătălin, tu ai de făcut un rost? Un rost. Te rog. Da, foarte frumos. Asta a fost emisiunea noastră. Eu nu vreau să fac un rost, pentru că nu îmi place să-mi bat joc de oameni. Serghei Mizil este prietenul meu și oricum și-a bătut viața joc de el destul. Bordea e colegul meu și mi se pare un lucru pozitiv faptul că nu joacă. Am fost la teatru să-l văd și e un lucru pozitiv că nu joacă. Ana Maria Mocanu, o fată foarte muncitoare. Nu dau anunte că sunt însurat. O să ne vedem în continuare la Extra Night Show cu Andreea Podărescu, pentru că ne face plăcere, dar în mod special pentru că nimeni nu, altcineva nu mai vrea să vină. Mâine seară, Dan Bitman va fi la Extra Night Show, va avea rolul de invitat și pentru acest rol s-a îngrășat 17 kg. Seară bună! Aplauze, doamnelor și domnilor! Bun! Bravo! Adevărul e că e prima dată când mă parodiază cineva. Nu mă așteptam să fiu atât de negru. Nu pot să cred. Pe bune? Da. Sigur nu l-am curcat cu Dan Negru?
Cum e să te uiți tu la tine, să te vezi, uite, să... Asta zic, mă văd mai negru, de sunt semn că trebuie să-mi fac analize. Mie mi-au zis, eram, sunt în continuare prieten cu cărcotașii, mi-au zis că eram foarte greu de imitat pentru că nu aveam niște locuri comune pe care... Dar el l-a descoperit. Ăsta cu... Asta, asta a fost foarte... Deci 9 ani, un show păcătos și aproape... Nu uitați, Mielu Conară, intrați pe Instagram. Pe, da, da. Pe nu știu exact. Că anunț eu în fiecare seară. Cum e chestia asta cu Mielu Conară? De la Playboy. De la Playboy? Da. Dar știi? Nu. Că nu trebuie să întrebi asta la televizor. Chim a sunat mama. Că noi toți zicem în fiecare seară, Mielu Conară, Bordea Cătălin, Vica și Gluna, mă sună mama într-o pauză. Mă, da, nu dormi, nu. Ce, tu știi ce zici acolo? Ce zic, bre? Aia, Mielu Conară, să nu mai zici la televizor, că e urât. Știi ce înseamnă? Zic, eu știu ce înseamnă, dar de unde știi tu ce înseamnă? Adică, totuși, la 75, da, ce mi-a zis și mie un vecin. Hai de da, asta era adresa mea de mail la Playboy. Mielu Conară, arond, Gmail. Nu mai e valabil, așa că nu trimitez mail-uri. Dacă s-ar face un film despre tine, cine ți-ar plăcea să te joace? Să joace rolul tău? Adică joace din, rolul meu? Din, da, din tot ce ai văzut aici. Ana Mocan. Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus imagini exclusive nedifuzate la TV, oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol.